Polițiștii de la Novaci au încercat să oprească un autoturism care se deplasa pe DN67 Bumbești-Pițic din direcția Târgu Jiu către Râmnicu-Vâlcea, însă conducătorul auto nu a oprit la semnal. La scurt timp, după circa 4 km, polițiștii au oprit autoturismul în trafic, ocazie cu care au identificat conducătorul auto ca fiind un tânăr de 29 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea. În urma testării cu aparatul etilotest a reieșit o concentrație de 0,70 mg alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost însoțit la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.